Trei copii și trei adulți au fost împușcați mortal într-o școală din statul american Tennessee de o femeie care a fost lichidată apoi de forțele de ordine. Agresoarea a pătruns în unitatea privată de învățământ din Nashville cu cel puțin două puși de asalt și un pistol, unde a deschis focul asupra elevilor. Când au auzit împușcăturile, mai multe persoane au sunat la 911 pentru a cere ajutor. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului și au împușcat-o mortal pe atacatoare, o fostă elevă a școlii. Momentan nu sunt cunoscute motivele gestului său. De la începutul anului, cel puțin patru atacuri armate în masă au avut loc în școlile din Statele Unite.